Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre subordonarea prin pronume și adjective relative și nehotărâte, folosite, bineînțeles, ca relative. Mai întâi, trebuie să răspundem câtorva întrebări. Ce este propoziția? Ce este fraza? Ce este subordonarea? Și, bineînțeles, cum se realizează subordonarea? Hai să vedem răspunsurile la întrebările noastre. Ce este propoziția? O secvență lingvistică care se organizează în jurul unui predicat. Așadar, în momentul în care avem un predicat, discutăm despre propoziție, un enunț. Ce este fraza? Discutăm despre un enunț complex care conține două sau mai multe propoziții. Ce este subordonarea? În cazul subordonării, discutăm despre relația care se stabilește între un regent și un termen dependent sintactic de acesta. Ce poate fi acest termen sintactic dependent? Poate să fie un cuvânt sau un grup de cuvinte sau o propoziție subordonată. Noi vom discuta în continuare despre subordonarea la nivelul frazei. În cazul acesta, subordonarea se realizează prin diferite tipuri de conectori și numim această subordonare o subordonare prin joncțiune. Conectorii pot fi conjuncții și locuțiuni conjuncționale, pot fi pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte, folosite cu sens relativ. Și, bineînțeles, putem să vorbim de adverbe relative și nehotărâte folosite ca relative. Așa cum am anunțat, ne vom ocupa de subordonarea prin pronume și adjective relative și nehotărâte. Iată câteva exemple de fraze pe care le vom lucra să identificăm, bineînțeles, conectorii și să vedem ce propoziții introduc acestea. Iată primul exemplu. Matei a anunțat ce va face mâine. Am aflat cine ne va fi profesor. Voi da cărți oricui va avea nevoie. Mănâncă ceea ce îi se oferă. Mă gândesc ce să fac. În locul cui a scris această știre, eu m-aș fi gândit. M-aș mai fi gândit. I-am făcut cadou o vacanță, adică ce își dorea mai mult. Elevii care sunt atenți vor înțelege repede explicațiile. Pentru aceste exemple de fraze, m-am gândit că timpul ar fi de 10 minute, timpul de lucru. Să nu uităm care sunt regulile prin care sau pe care trebuie să le urmăm atunci când analizăm o frază. Trebuie să identificăm predicatele, apoi să identificăm conectorul sau conectorii și, bineînțeles, apoi să stabilim numărul de propoziții și felul lor. Exercițiul nostru își cere să identifici propoziția regentă, conectorul și propoziția subordonată. În continuare, eu voi rezolva exercițiul acesta. O să te rog să oprești cronometrul, sau să pornești, de fapt, cronometrul și să oprești videoul. Iar după ce vei termina exercițiile tale și rezolvările tale, compară-le cu ale mele. Bun, hai să vedem. Care sunt rezolvările? Vreau să urmăresc primul pas, să urmez primul pas, să identific predicatele. A anunțat
Va face. Predicat verbal, predicat verbal. Am aflat. Va fi. Predicat nominal, va fi profesor, am aflat predicat verbal. Voi da, va avea. Predicat verbal, predicat verbal. Mănâncă, se oferă. Predicat verbal, predicat verbal. Mă gândesc, să fac. Două predicate verbale. A scris și m-aș fi gândit. Predicat verbal. Am făcut, dorea. Predicate verbale. Sunt atenți, predicat nominal și vor înțelege predicat verbal. Următorul pas este să identific elementul introductiv, conectorul. Iată, îl am pe ce, pe cine, oricui, ceea ce. În cazul acesta avem în locul cui. Da? Adică ce? Care? Iată. Bun. Pasul al treilea, să aflu numărul de propoziții și să văd felul lor. Da? Iată. 1, 2. Prima propoziție este principală, iar cea de-a doua este o propoziție subordonată, da? Completivă directă. Dar eu aici am cerut doar să identifici propoziția subordonată și nu neapărat felul lui. Deci dacă ai identificat că propoziția a doua este propoziție subordonată, este foarte bine. Am aflat, da, principală, cine ne va fi profesor, tot o completivă directă. Tot o propoziție subordonată. Voi da cărți, 1, oricui va avea nevoie. Principală, cui voi da, completivă indirectă. Mănâncă 1, ceea ce îi se oferă, 2. 1, principală, 2, completivă directă. Mă gândesc ce să fac. Principală, la ce mă gândesc, iată o completivă prepozițională. În locul cui aș fi scris, a scris această știre, eu m-aș mai fi gândit. Ei, în această situație, prima propoziție este cea subordonată, cea de-a doua este principală. Da? Și eu m-aș mai fi gândit, la ce m-aș mai fi gândit, da? Sau în ce condiție, dacă aș fi... Dacă aș fi fost în locul celui care a scris această știre, eu m-aș mai fi gândit. Da? Cu ce condiție, da? M-aș mai fi gândit dacă aș fi fost în locul aceluia. În acest caz vorbim de condițional. I-am făcut cadou o vacanță, adică ce își dorea mai mult. În această situație, prima propoziție este principală, iar cea de-a doua este o apoziție. Da? Aduți aminte de apoziții. Elevii care sunt atenți vor înțelege repede explicațiile. Prima propoziție, da? Haideți să o și separăm, da? Pentru că n-am făcut separările. Așa. Iată, 1, care sunt atenți, 2. Elevii vor înțelege 1. 1 este principală, iar cea de-a doua este atributivă. Așadar, nu uita de regulile analizei unei fraze. Da? Deci trebuie să afli predicatele, conectorii, numărul propozițiilor, felul lor, să identifici propoziția regentă și propoziția subordonată. În cazul nostru, propozițiile regente sunt chiar cele principale, da? Regentele propozițiilor subordonate. Mergem mai departe. Și discutăm despre relația de subordonare cu ajutorul conectorilor, pronume și adjective pronominale relative. Iată, cred ce îmi spui. Mă întreb cine a plecat. Voi trimite scrisori cui voi putea. A mers spre cine l-a strigat.
Discutăm despre ce s-a întâmplat aseară. Muncisem mult pentru ce avea de realizat. Haide să vedem care sunt propozițiile subordonate introduse de aceste pronume și adjective pronominale relative. Facem primul pas, identificăm predicatele. Iată. Așa. Bun, toate aceste predicate sunt predicate verbale. O să și notăm informația. Bun. Așa. Poți să faci lucrul acesta singur și să oprești filmulețul și apoi să observi rezolvarea. Mergem mai departe, identificăm pronumele și adjectivele pronominale. Pe ce, care este pronume, pe cine, tot pronume, cui este tot pronume, cine, bineînțeles, însoțit de o prepoziție, ce, da, însoțit de prepoziție, tot pronume, da, pentru ce, iată tot un pronume și îl avem pe până la ce, în cazul acesta este un adjectiv. Împărțim. De data aceasta am ales fraze formate din două propoziții. Bun. Am făcut împărțirea. Bun. Așa. Și hai să vedem. În prima situație, prima propoziție este principală, cea de-a doua este completivă directă. Da? Ce cred? Mă întreb. Cine a plecat? Tot completivă directă. Da? Ce mă întreb? Voi trimite scrisori cui voi putea. Principală, cea de-a doua este completivă indirectă. Cui voi trimite? A mers spre cine l-a strigat. Principală, prima. Iar cea de-a doua, unde a mers? Spre cine l-a strigat. O circumstanțială de loc. Discutăm despre ce s-a întâmplat aseară. Unul este principală, despre ce discutăm, observăm completiva prepozițională. Muncise mult pentru ce avea de realizat. Principală, prima propoziție. Cu ce scop muncise mult pentru ce avea de realizat? Circumstanțială de scop. A terminat lucrarea, principală. Până când a terminat lucrarea? Până la ce oră i-am spus? Circumstanțială de timp. Hai să vedem mai departe. Pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte care sunt folosite ca relative. Iată. A intrat în camera oricui l-a invitat. Gustă orice dorește. Voi dărui flori oricărei colege voi vrea. Poliția a descins la oricine era suspect. În locul cui ar fi dat nota, eu m-aș mai fi gândit. Iată. Facem primul pas, identificăm predicatele. A intrat. A invitat. Gustă. Dorește. Voi dărui. Voi vrea. A descins. Era suspect. Ar fi dat predicat verbal, m-aș fi gândit, așa, să nu punem și pe mai, m-aș fi gândit, predicat verbal. Bun. Următorul pas, identific elementele introductive, oricui, da? Un pronume, orice, tot un pronume, oricărei, în cazul nostru este un adjectiv, la oricine, da, pronume, oricui, tot pronume. Bun, mergem mai departe, facem împărțirea. Iată, în prima situație,
Unu este principală, iar doi, care cameră? Camera oricui m-ar fi invitat. Am o atributivă. Gustă orice dorește. Unu este principală, doi este o propoziție subordonată. Ce gustă? Orice dorește. Completivă directă. Voi dărui flori, unu, oricărei colege voi vrea. Unu este principală, cui voi dărui flori, oricărei colege voi vrea. Completivă indirectă. Poliția a descins 1, la oricine este suspect. Principală, unde a descins poliția, la oricine este suspect. Circumstanțială deloc. În locul oricui ar fi dat nota, da? În situația aceasta eu am încercuit pronumele nehotărât, folosit ca relativ oricui, dar îl vom lua împreună cu în locul pentru ca, de fapt, ca un conector. Da? Prima propoziție, da? 1 și 2. În cazul acesta, 2 este propoziție principală, iar 1 este condițională. În ce condiții m-aș fi gândit în locul cui ar fi dat nota? Bun. Așadar, în momentul în care ești pus în situația de a stabili tipul subordonatelor, să respecti pașii, să identifici corect elementele introductive și atenție că elementele introductive nu îți vor garanta că ele vor introduce doar un singur tip de propoziție subordonată. Iată, oricui în situația noastră este pronume, introduce și o atributivă și o condițională. Deci atenție mare la ceea ce exprimă propoziția subordonată. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept la un nou material legat de gramatica limbii române. Iată aici, ai și bibliografia dacă ai nevoie de informații suplimentare. Mult succes!